Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop, dragii mei din Zodia Pești. Ședință! Ședință! Vă bag în ședință! Mă bag în ședință din nou! Dragii mei din Zodia Pești sau cu ascendent în Zodia Pești, haideți să vedem cum e posibil să fie săptămâna 11-17 mai pentru voi, dragii mei, și avem ședință, așa cum am spus, și o să vedeți de ce. Iar mă apucă nervii. Prima carte, pe primul rând, este Asul de Băte în poziție întoarsă, urmată de Cartea Suferinței în tăcere. Vă dau nana. Și încheiat cu Cartea Disperării. Vă dau nana și mai tare. Și mie. Că v-am spus și eu, fac parte din aceeași categorie. Pe rândul din mijloc, prima carte este Zecele de Monede, urmat de Cartea Turnului în poziție întoarsă și încheiat cu Mesajul de Îngrijorare. Păi nu? Pe ultimul rând, prima carte este Cavalerul de Monede, urmat de Cartea Răbdării, a Temperanței, să spunem, în poziție întoarsă și încheiat cu Cartea Călătoriei. Energiile care vă guvernează în această săptămână, ia câte sunt, 3, nu 2, promoție, că la ce nebunală e în capul vostru, normal că vine tot universul peste voi. Și aveți energia sexuală, aveți grijă ce faceți cu ea, este o energie foarte bună. După care aveți energia transformării și, energia schimbării și energia transformării, poate prin energie sexuală. Cine știe, e ceva acolo și o să discutăm imediat. Amorul Ghebos vă dă 3 cărți în loc de 2 și vă spune în felul următor. Prima carte este Cartea Separării, urmată de Past Life Relationship, cineva din trecutul vostru posibil să apară, trecut. Acum, trecut din viața asta sau cu care ați fost și în alte vieți, și următoarea carte vă spune că aceasta s-ar putea să fie persoana potrivită pentru voi, aceea pe care o căutați. Dar aveți de lucru, că de aia facem ședință. Board meeting. Bun, următoarele cărți avem All Tied Up, legat de mâini și de picioare, dar nu vă legați voi singuri, nu ne legăm, ne legăm, voi cum să nu ne legăm, urmată de energia feminină. Doamne ajută, inshallah, urmată de aceste imagini ale egoului, și o să discutăm despre cartea asta, urmată de Cartea Lebedei, foarte frumoasă carte, și 2 mesaje de la îngeri. Doamne, câte promoții ați avut, primul vine de la Athena și următorul de la Omega. Superb, și acum începem ședința. Așezați-vă confortabil și haideți să discutăm, să vedem ce Dumnezeu și de ce Dumnezeu apar aceste cărți. Ce văd eu pentru unii dintre voi? Și aici mă recunosc și dacă e să mă enervez, mă enervez, pentru că și eu sunt în aceeași oală, așa că nu o luați personal, vă rog frumos. Se observă ca și energie în această săptămână aceeași tendință de a rezista unor schimbări. Ferească Dumnezeu să permitem noi aceste energii de turn să intre în viața noastră. Doamne ferește! Împingem și cu mâinile și cu picioarele și cu ce mai vreți voi să nu se dărâme ceva, să nu se dărâme ceva, pentru că noi ne-am obișnuit cu acel ceva și e tare greu să renunțăm la el. Cu toate că se spune foarte clar cu asul de bâte în poziție întoarsă că există riscul de a pierde niște oportunități în această săptămână, pentru că noi stăm în această săptămână în energia disperării și a suferinței în tăcere. Dragii mei, trebuie făcut ceva, cumva, și ieșit din această situație și din această energie a suferinței în tăcere. Vorbiți, spuneți ce aveți de spus și acționați în consecință. Pentru că este posibil, foarte posibil, cu această carte, nu le mai iau la rând, uite, le iau păsărite că așa îmi vine acum, prin această carte vi se spune clar că în jurul vostru este o persoană cu un ego cât casa poporului, este o persoană care se gândește exclusiv la ea. Chiar dacă voi aveți impresia că nu se întâmplă așa. Ba da, ceea ce face, face pentru că îi servește. Punct. Period. Prin natura zodiei, că m-am luat și de Capricorn, acum trebuie să mă iau și de pești, prin natura zodiei sunteți acei oameni care se sacrifică și stau acolo și stau acolo până, nu știu, până când mai stau acolo, tot împingeți această energie de transformare, de schimbare care
tot vine și tot încearcă și tot și voi Batman, pentru că aveți tendința asta de a vă sacrifica pentru cineva și de asta într-un loc chiar dacă nu este benefic, dar e bine să înțelegeți că această persoană se vede doar pe ea și așa cum am spus, face tot ceea ce face doar ca să-i fie bine ei. E, aici ar trebui să ne pună pe noi puțin pe gânduri sau să vă pună pe voi, dragii mei pești, puțin pe gânduri. Pe mine deja m-a pus. Poate că, nu că poate că, sigur, din ce văd eu aici, blocați intrarea în viața voastră a unei persoane care s-ar putea să fie ce trebuie să fie, dar pentru că vă încăpățâna și țineți turnul ăla cu curul în sus, țineți această energie a persoanei care e bună pentru voi departe. Nicio problemă. Nicio problemă. Până se enervează universul și o să vină și o să dărâme niște chestii și atunci să nu spuneți că nu v-am spus. Bun, e posibil să primiți în această săptămână un mesaj care să vă îngrijoreze puțin, ăsta las deoparte disperatul ăsta, că disperatul ăsta e din cauza dragostei, care să vă îngrijoreze puțin și e posibil să fie un mesaj de la drum lung. Știți foarte bine că nu-i bine, că știți foarte bine că nu-i bine să picați în îngrijorare, lucrurile se rezolvă de la sine. Ce mă doare pe mine este de voi în această săptămână, de noi, cei din zodia pești, că avem această șansă de schimbare, această șansă de transformare, de schimbare și de transformare, de ascensiune și e bine să profităm de ea. Da, este și energia sexuală aici, nicio problemă, energia sexuală nu trebuie neapărat folosită în modul hâța-hâța. Această energie sexuală poate fi folosită în multe alte feluri pentru manifestare și pentru ascensiune, de ce nu? Povestea e mai lungă, dar puteți să vă documentați despre asta. Puteți să-l întrebați pe Tesla, da, mă rog, nu mai trăiește. Ok. Cu amorul ghebos, v-am spus care și cum este treaba, vă simțiți legați de mâini și de picioare, da, vă simțiți că nu sunteți, nu va lega nimeni acolo, ferească Dumnezeu, trebuie doar să primiți, vă spune foarte clar, doar primiți, activați această energie feminină a voastră, această energie de recepție și pur și simplu dați voie universului să se manifeste și să aducă în viața voastră ce este de adus în viața voastră. Dacă vă zic că nimfele mele fac sex acum, mă credeți? Jur, nu pot să întorc camera, dar asta este. Și dacă ascultați-mi pe fundal, cam ăsta, ăsta e cântecul de împerechere, că tot vorbeam de energia sexuală. Bun, deci nimfele mele au înțeles despre ce este vorba, bravo lor. Acum rămâne problema la noi să vedem cum facem cu energia asta și cu ascensiunea și cu permiterea energiei de turn să vină să distrugă niște lucruri vechi și nefolositoare nouă în viața noastră. Ia ce frumos cântă! Și să lăsăm ceea ce este nou și ce este bun pentru noi și potrivit noi, în noastre vibrații, să spunem, să intre în viața noastră. Din punct de vedere material, se pare că pot apărea, nu știu, proiecte noi sau niște șanse de a obține niște avantaje. Mă rog, niște bănuți în plus și niște bănuți în plus deloc de ignorat apar acest 10 de monede în această săptămână, această, să zicem, da, abundență din punct de vedere material, poate în urma unei colaborări, nu știu, unei mărire sau și mai departe, niște bani care intră în casă, Doamne ajută, sunt bineveniți. Bun, Doamne, și avem această carte frumoasă, asta este cântecul de după, ca să înțelegeți tot ritualul de împerechere. Deci, riria meu este fericit și cântă. Bun. Doamne, Doamne, de-abia și să mă întorc la cabinet, cu toate că știu că vouă vă plac nimfele. Ăstea, ale mele din cușcă. Cartea Lebedei spune în felul următor că sunteți în această perioadă ținuți într-o lumină de grație. Și este foarte important, nu pot să-l opresc, dragii mei, că este foarte fericit că tocmai a făcut sex. E foarte fericit, bravo lui! Îi susținem această încântare. Deci, sunteți susținuți în această săptămână de o lumină divină, de o grație divină care vă poartă, da, pe palme, să spunem, către locuri înalte, către ascensiune. Trebuie doar, așa cum am spus, să permiteți acest lucru. Depinde doar de voi. Iar mesajul din partea îngerilor vine primul de la Athena și spune în felul următor, vă anunță că este în regulă, este ok să fii puternic, să nu te mai lași
să fii mic. Că de cele mai multe ori v-ați lăsat să fiți mici, v-ați lăsat să fiți percepuți ca fiind mai slab decât sunteți. Și spune ea în felul următor, este ok să fii puternic, iată, s-a sortează cu bluza mea, e ok să fii puternic, dar într-un mod iubitor, nu puternic cu pumnul, nu puternic cu gheaga în mână, nu, puternic, acea putere din interiorul tău care vine din iubire, din autenticitate, e ok să faci lucrul ăsta. Și te poți astfel dezlega de ceea ce tu ai legat acolo, că nu a făcut-o nimeni în locul tău. Și Omega este cartea victoriei și spune în felul următor, toate dorințele tale vor deveni realitate, continuă the good work, lucru bun pe care l-ai făcut până acum. Dragii mei, nu disperați, nu mai împinge și nu mai forțați turnul ăsta, energia asta de turn care vrea să scoată lucrurile vechi din viața voastră pentru că nu vă este locul acolo, pentru că poate sunteți ținuți la un nivel mult mai mic decât meritați, decât ceea ce sunteți voi cu adevărat. Dați-vă drumul să ascensionați, să creșteți și să vă transformați. Gata ședința. Dragii mei pești, asta este citirea pentru voi în această săptămână cu ritualurile de perechere de rigoare de pe fundal. N-am ce face, asta e. Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, dragii mei, și dacă vreți să stăm de vorbă și în privat, o putem face. Aveți datele mele în descrierea videoclipului și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reauzim la Tarot Scop. Știți foarte, foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.